Conform estimărilor noastre, Republica Moldova ar avea nevoie de 500 de milioane de euro pentru suport bugetar de AFMI și UE și 650 milioane de dolari investiții publice din credite bilaterale eurobonduri pentru următorii 5 ani de zile pentru a recupera PIB-ul pierdut în timpul pandemiei. Republica Moldova ar putea împrumuta în jur de 330 milioane de dolari până la 1,2% pe 10 ani de la AFMI. Noul program FMI ar fi acompaniat de un set de reforme structurale, precum reformă teritorială administrativă, guvernanță corporativă mai transparentă a întreprinderilor de stat, măsuri de restructurare a economiei și dezvoltare regională. După agrearea unui program nou cu FMI, Republica Moldova ar putea solicita o nouă asistență macrofinanciară de la UE, în valoare de 100 milioane de euro, la o dobândă de până la 0,5% pe o perioadă de 15 ani și cu o componentă semnificativă de grant. Aceasta ar complementa deja acele 100 milioane de euro disponibile în cadrul asistenței macrofinanciare de urgentă denumită Omnibus. O parte din investițiile publice ar putea fi finanțate din creditul rusesc, care încă rămâne accesibil, însă probabil la o dobândă puțin mai mare de 2%. Adițional, Republica Moldova ar putea emite și un eurobond în valoare de 500 de milioane de euro pe 7 ani la o dobândă de 4,5%. Aceste investiții publice ar trebui reacordate cu reformele structurale și măsuri financiare menționate mai sus. Deși aceste fonduri sunt accesibile pentru Republica Moldova, prioritizarea reformelor și investițiilor trebuie să fie făcute în colaborare cu partenerii sociali și societatea civilă, însă aceasta rămâne a fi o mare provocare. Finanțarea externă, împrumuturile, sunt bani publici, sunt banii cetățenilor. Iată de ce felul în care se negociază, condițiile, costurilor finanțării trebuie să fie cunoscute de oameni. Asigurarea transparenței în accesarea creditelor nu este opțională, dar obligatorie. Politizarea excesivă a finanțării externe va compromite efectul resurselor de care are nevoie Republica Moldova.